Fără precedent. Jador s-a retras din joc la Survivor. Roxana Nemesh a răbufnit: Degeaba faci bani, dacă ești țăran. S-au încins spiritele la Survivor All Stars. Faimoșii și războinicii s-au luptat pe traseul din Republica Dominicană pentru imunitate. Cei care au învins în jocul din ediția trecută au fost concurenții din echipa roșie. Războinicii au pierdut, deci unul dintre ei va pleca în această seară acasă. Sigur că, proba nu a fost lipsită de neînțelegeri în cele două tabere. Jador și Roxana Nemeș au avut cuvinte dure să-și spună. Războinicii și faimoșii s-au luptat, miercuri seara, pentru imunitate. Echipa câștigătoare a fost cea a faimoșilor. Deci unul dintre războinici va părăsi în această seară competiția. Până să câștige echipa roșie, între cele două tabere au avut loc din nou diverse discuții. Chiar și separat, între ei, au avut loc neînțelegeri și certuri aprinse. Spre exemplu, între Jador și Roxana Nemesh, Cei doi faimoși și-au aruncat cuvinte dure în fața tuturor, fără să țină cont de camerele de filmat. Cântărețul i-a spus vedetei în față că nu aduce puncte atunci când intră pe traseu, iar blondina l-a jignit dur. Roxana Nemeș a considerat gestul lui Jador o lipsă de educație la adresa ei și din acest motiv l-a făcut -o țăran. După aceste vorbe, Jador a dorit să se retragă din joc. Însă în cele din urmă a continuat și a intrat pe traseu. Jador, vrei să știi părerea mea sinceră? Ești praf pe traseu. N-ai adus niciun punct de când ești aici. Roxana de degeaba faci bani dacă ești țăran. Lipsă de educație. Certuri aprinse între faimoși și războinici nu au fost singurele neînțelegeri din ediția de seara trecută de la Survivor All Stars. Ian Custer a răbufnit la adresa Mariei Chițu, după ce Jador a făcut o glumă cu războinica, iar ea nu a ripostat. În opinia lui Iancu, tânăra trebuie să-l împingă pe faimos și să nu-i accepte gluma. Acest lucru s-a întâmplat, în opinia Mariei Chițu, însă într-o manieră frumoasă concurenta susține că nu a fost de acord cu gluma făcută de Jador, însă a recunoscut că nu este genul de fată care să reacționeze urât atunci când cineva glumește cu ea. Iancu a bătut apropauri și la gestul controversat făcut de Alexandra Dul, acela de a face tuoc. Nici Dul n-a considerat că a greșit, ci a spus că așa a fost felul ei de a se bucura pentru un punct câștigat.